Am intrat astăzi până în Lidl, nu la multe lucruri. Mati o să țină un mic regim alimentar câteva zile și am luat câteva ronțănele. Am luat turtiții de 200 de grame, simpli, cu sare, sunt așa de la Alca. Niște, o combinație între covrigei și biscuiței, foarte ok, simpli cu sare. Am luat un păstrânac, niște morcov și un ardei capia, aș vrea să fac o supă cremă de legume coapte. Un griș de grâu, 500 de grame, am luat două brânzici, uh, cottage, asta cu smântână light pentru mine, de 200 de grame și asta așa simplă brânzică cottage 200 de grame pentru Mati. Tot pentru mine am luat un airan de băut, știți, nu știu dacă ați mai băut iranul de la Lidl, este un iaurt foarte fluid așa, un pic sărat, foarte bun. 2,2% are grăsime. Am luat o apă minerală că mi-era foarte sete în magazin. A fost un leu asta. Lui Mati am luat un kefir de 400 de, 400 de grame la 1,5% grăsime. I-am luat doi covriși din ăștia brașoveni care sunt foarte pufoși, are, au una aluat de pâine foarte ok cu semințe și un covrig plastic cu semințe. Lui plac uh, și ăștia și ăștia, dar ăștia mi plac și mie că sunt pufoși. Am luat un mucenic, știu că am mai luat anii trecuți și au fost buni, e, pare așa un aluat de pâine și în siropa și dulce, să vedem cum o să fie. Am recumpărat fasolea asta, să mai am Mai am din cea pe care am luat-o data trecută, dar este atât de bună și o combinație foarte bună o să o faci așa la abur, să o mănânci simplă pe lângă o, o, un piept de pui sau pe lângă o friptură, chiar foarte bună fasolica asta. Nu are firicele din alea așa în ea, chiar îmi place foarte mult și am găsit-o din nou și am recumpărat-o să mai am în congelator. Am luat o pâine feliată pe care o luam mereu și o salată verde. Și pe toate am plătit 51 de lei și 71 de bănuți. Câteva cumpărături. Un preț corect mi se pare mie pe, pe ce am luat aici. Mi-am făcut o comandă la Ivan. V-am mai spus eu că am mai avut rimelul ăsta și am fost foarte mulțumită de el. Dintre ce am folosit în ultima perioadă, ăsta a fost super ok. Are pensulica aceea foarte subțire așa din silicon. Nu, nu lipește genele. Asta îmi place foarte mult la el. Și pentru ce am eu nevoie, e super și l-am terminat și mai mi-am comandat unul. Și dacă tot am dat o comandă, am mai m-am uitat pe catalog și m mi-am luat unele chestii. Mi-am luat tușul ăsta, stil carioca. Am mai avut unul ceva de genul, nu știu dacă l-am avut fix pe acesta, dar e foarte ok de ușor de folosit. Carioca asta așa subțire, pigmentat. Lichid apoi. Mai mi-am luat o cremă de mâini cu unt de cacao, 75 ml, pentru piele foarte uscată. mi a luat -o, să o am în mașină, că am pielea destul de, de uscată, nu vă mai rămâinile, că sunt oribile. Și am zis că e ce, ce am nevoie și mi-am luat pentru prima dată un fond de ten, așa, compact. Vine așa, de la Avon True Color. Cream Powder Foundation. Așa arată în interior. E un fond de ten cremă. Dacă nu-l sparg, o să, ce să, să vă mai și arăt. Și aici în, se deschide în două ambalajul. Asta e un burețel. Un burețel dintr-o spumă, ceva, nu știu, foarte, foarte fin. Partea asta de jos. Și aici este... Vai, cât de cremos. Super. Super la la atingere. exul de spărut de pe mâini. Da, e, e super super cremos. Sunt foarte curioasă să văd cum o să se pe, pe față. Și astea patru lucruri. -am luat, nu mi-am comandat multe chestii, că v-am spus, cu cremele de față nu mă de la ei, că au alcool și alte chestii nu folosesc. Și mi-a dat fata care e reprezentant și un catalog din luna aceasta de dacă o să mai încomand ceva. Așa arată, ăsta e rimelul pe care mi l-am luat și așa arată pensulica. Mie pensulele astea îmi plac foarte mult, mă înțeleg cel mai bine cu ele, nu mă murdăresc pe, pe sub ochi, chiar mă înțeleg super, super bine cu pensulica. Acum mai 28 de lei, nu știu cu cât l-am luat eu, dar nu contează că l-am luat sigur cu un preț bun față de... pentru cât de bun este merită prețul... Cât poate să fie? 30 și ceva de lei, nu știu cât am dat pe el exact. Au costat 98 de lei sau 97 de lei toate. Un tuș, un rimel, un fond de ten compact și o cremă. Eu zic că au, au avut un preț destul de bun. De asta sunt curioasă să văd cum o să mă înțeleg cu ea. Ne-au ajuns pozele pe care le-au făcut cei mici pentru 8 martie și nu îmi place că au folosit fundalul ăsta alb. Copilașii la noi la școală au uniformă griuos deschis. Asta e uniforma școlii și nu știu, mă gândesc că puteau să modifice și ei fundalul, că vedeți, vedeți odată aici, alb cu gri, deschis. Au... avem așa, avem două poze, cât, cât un caiet, sta să dau oblițul. Asta este poză cât un caiet normal, asta e magnetică cu martie, Da, nu merge să dau blițul pe, pe asta mai larg și parcă se fă mai bine așa. Asta e cu paștele, tot la fel așa magnetică și mare. Asta e pe lans, landscape, asta e portret. Avem două felicitări mari, tot la fel dimensiunea unui caiet. Asta e cu paștele, să coloreze ei în interior. Paște fericit. Și cu urechiușe. Și mai am una cu 8 martie. Pentru tine, mamă dragă, tot la fel să o coloreze în in interior. Felicitări mari, două felicitări mici, cu paște fericit, așa cu alt, alt chenar. Pozele, cred că sunt aceleași. Ia să vedem. În alte dăți, eu mai schimbat din poziție, dar acum cred că e aceeași poză. Cu coronița asta în, în cap ieși mai în evidență urechile. Nu-mi place, deci textura asta, pozele nu-mi plac deloc. Mi se vede o ureche, uitați cum mi se vede o ureche roșie, neagră. Uita, uitați și voi. Da, deci avem felicitări așa micuțe cu Paște fericit și mai încă una cu așa de 8 martie. 8 martie 2024 să coloreze Și patru poze așa micuțe. Asta cu 8 martie, felicitare. E ok, chenarul ăsta îmi place. Paște fericit. Una cu un... A, deci practic le-a făcut așa două poze. Una cu coroniță și una cu urechiul. Și astea sunt pozele clasice și pe restul le-au pus ei în diferite chenare. Dar cred că e ultima tură când fac pozele ei, deci nu-mi plac, nu plac deloc tura asta. Eu am făcut tot timpul cu... La, și la grădiniță tot ei au venit. Avem calendarul 2022, 2023, 2024. Aici de Crăciun, acum 2-3 ani. Astea, astea... Dar vedeți, alt fundal și se vede altfel. Nu știu, și aici era Mati îmbrăcat deschis la culoare și cu fundalul ăsta și aici a avut cămășuță albă, dar editate cum se, sunt astea acum niciodată. Da, un pic dezamăgită de, de calitatea editărilor. Puteau să facă ceva mai, mai bine. Dar asta este. O să dau și soacrei mele și mamei mele. Cum natei mele am dat tot timpul și le împărțim și noi. Da, vă spuneam că nu mm. sunt așa încântată de, de aceasta. Sunt ok, nu, dar nu-mi place cum le-au editat și calitatea lor. Am dat, nu știu, vreo 65 sau 75 de lei pe ele, așa că nu am dat o sumă foarte mare. Doar că tura asta parcă sunt cel mai prost editate. Asta este. am filmat mai devreme mai la niște produse de la Ivan, mi-a ajuns comanda m-am dat pe față cu fondul de ten acela compact, are o din aia de pudră foarte tare. Nu are o putere foarte mare de acoperire, dar vedeți, se vede destul de ok. Pe față uniformizată, dacă nu aveți probleme cu acnea și doar vreți să, să vă uniformizați așa fața, e super ok. Aici am avut un coș care s-a trecut și îmi place. M-am dat și cu tușul acela, nu știu eu, să-mi fac codițele foarte bine, să mai exersez. Și rimel am folosit altul. Și mai mi-am luat o cremă de, de mâini, dar văd că e ok fondul de ten, nu știu exact cât o să rezistă, dar chiar îmi place cum se aplică cu burețelul acela, destul de ok. Uh, astăzi este marți, iar nu am reușit să filmez nimic, a fost o zi horror, am fost cu la, la spital, nu o să intru foarte mult în detalii, uh, dar... slavă Domnului, nu are absolut nimic. După ce au făcut injecții și perfuzie, l-a pus pe picioare și seara la 5 am ajuns acasă. Mulțumim Domnului că nu are nimic grav, deși ne, ne mă panicase când am ajuns acolo cu el pentru că ne-a băgat într-un separeu. I-au făcut niște analize inclusiv de meningită pentru că arăta, m am dus cu el, m am dus... Avea o stare foarte apatică, cu somnolență, îl deranja lumina, vomitase și așa, dar mulțumim Domnului că nu a fost absolut nimic, nu are niciun virus, i-au ieșit toate analizele perfecte, astăzi nu a, iar la seară nu a mai avut nimic, dar dimineața a avut un episod foarte urât, nu știu de la ce, nu, ne-au dat drumul acasă, vreau să ne țină peste noapte, dar doar ca să-l mai hidrateze să mi-a niște perfuze, dar uh, i-a venit pofta de mâncare și când l-a văzut după a doua perfuze, deja era mult mai bine și mi-a spus și doamna doctoră că dacă doresc, poate să-mi dea drumul acasă să mergem acasă și am venit la 5 am plecat sau la 5 am venit acasă, nu-mi mai țin minte și a fost totul -totu -totu bine. Mi-a spus decât să o luăm mai ușor așa cu mâncare acum să evităm anumite alimente, dar el oricum nu mânca alimente de genul fasole, mazăre, varză, chestii. În fine, mulțumesc domnului că nu, nu a fost nimic, m-a speriat foarte rău, m-a obosit foarte mult ziua de ieri, e psihic ne-a terminat, în momentul în care îl vezi așa dintr-o dată, că schimbă starea și să da, nu știu. Eu l-am dus direct la spital, l-am lăsat o oră, două, trei, am văzut că nu-și revine, l-am dus direct la spital și am făcut cel mai bine pentru că au făcut acolo injecții, au făcut perfuzii și l-au pus pe picioare. Nu sunt genul de părinte care să-l să las o zi, două, trei să zacă și apoi să mă duc. Dacă era doamna doctoră la cabinet, poate mergeam cu, direct la dânsa, nu, mergeam la spital dar dânsa lunea este după amiază, la centrul de permanență la 3 se deschide și dimineață nu era, nu am avut unde să merg și am mers la spital și mai bine. Eu am făcut și eu o serie completă de analize, pe mai multe și de din gât i-au luat probă și de adenovirusuri și de mai multe, v-am spus inclusiv aia de, de meningită. Slavă Domnului că nu, nu a avut nimic, seara a fost tot ok și astăzi e foarte bine. Nu am ajuns nici la robotică, nici la logopedie ieri, mai devreme m-a sunat domnul de la robotică să mă întrebe dacă e tot în regulă, de ce nu a mers, nu am apucat să-l mai sun ieri, chiar am, am dat mesaj la logopedie, când era la spital, să anunț, și pe domnul de la robotică nu l-am sunat că nu mai știam care din numere este al dânsului și voiam să las un mail la mailul de la care am primit factura și contractul. Și apoi, nu știu, a venit am la doctor, ne-am mutat în alt salon atunci și că am fost întâi la izolator, după ce au ieșit analizele și s-au dat seama că nu e nimic neurologic și de-astea. Ne-am mutat pe salon normal și a fost horror ziua de ieri. Slavă Domnului mi-a spus, nu, nu are nimic o să recuperăm și ora de logopedie și ora de robotică. Și asta este. Da, mami, spune. Cunva. Cunva. Asta. Ah, ok. Și da, o să-l duc mai într-o jumătate de oră la soacra mea să merg cu vecina la logopedie. Marțea are ea logopedie de la 1 și jumătate la 2. E într-o localitate aici foarte aproape de noi, fac cicii cu mașina și i-am spus că o duc eu în fiecare marți că nu, nu, avem autobuz direct către localitatea de acolo. Ar trebui să ia de aici de la noi până în centrul localității un autobuz, acolo să schimbe să ia către localitatea cealaltă un alt autobuz și ar pierde o oră pe drum dus, o oră întors și dacă, mai ales dacă n-ai legătură directă, că nu te dai jos dintr-un autobuz și e altul, că știți, aici zona asta rurală, că așa este zona la noi, nu e în București să-ți vină din 5, 5 10 minute autobuz, mai ales uh, ai legătură, ai pierdut unul, stai foarte mult în stație și este frig și am spus că marțea poate să la mine să o ducă, na, ce pierd, o jumătate de oră cât stau cu ei acolo, ce de te duci, și îmi te, dus, îmi te întors, cât să 40 de minute copilași la logopedie, e greu când faci navet așa și prefer să nu mă, nu mă costă nimic să o duc și pe ea până acolo un pic din timpul meu, dacă noi, între noi aici, vecini, prieteni, nu ne ajutăm, atunci la cine să ai pretenția să, să te ajute. Mâine vreau să merg la piața cu flori, nu știu cum se cheamă aici, la Afumați, așa de tot fac reclamă și pe TikTok, Holland Market, ceva de genul. O să merg cu o vecină să luăm flori pentru 8 martie. Nu știu exact dacă și la bucată o să fie la un preț bun. Așa la noi în localitate toată lumea a cumpărat flori și vinde, deci la, dacă e așa să te duci, cel puțin au fost trecute până în Pepco, dacă ei so te duci până la Pepco, toată lumea are la poartă tarabă cu flori, deci că s-au apucat toți de florării și de sunt aceleași flori, Eu am zis pentru 8 martie o să iau câte un ghivecel de flori pentru fiecare și voi merge cu ea acolo, o să iau și pentru doamne, o să iau și pentru cei din familie, nu știu exact dacă o să fie avantajoase și la preț așa separat sau doar la angro. Nu știu exact nici dacă o să iau toate florile de acolo, dar o să merg să vedem și noi, să văd cum e acolo. Tot am vorbit cu ea că merge, ea are mai multe flori de luat, eu nu știu exact dacă o să le iau tuturor sau o să le iau, că tot ajungem acolo. Și să scap de, de grijă, Trebuie să iau și vreau să duc și doamnei doctori de familie un aranjament și ieri am deranjată de dimineață la 8 și ceva cu mesaj. Mi-a fost așa să o sun că m-am gândit că poate a fost la centru de permanență de gardă, i-am dat mesaj și mi-a și răspuns pe, pe loc. Din păcate nu a, nu a putut să ia niciun medicament de dimineață, mati, orice îi dădeam, era mai rău și am mers la, la spital. Dar vreau să-i duc și dânsei. o. am văzut că este cu orhideele, nu știu exact, de fapt cred că este cu orhideele, are cabinetul plin, cred că are vreo 10 orhidei frumoase, am văzut și la Lidl acum că au băgat unele frumoase, dacă nu găsesc acolo o să iau pe aia, era vreo 70 de lei la Lidl, dar era foarte frumoasă, am zis că o să iau o orhidee pentru doamna doctor de familie să merg să-i duc și dânsei nu știu exact când o să ajung, o să ajung joi, dacă mergem mâine, mâine, miercuri. Poate ajung chiar joi să-i duc așa sau vineri, nu știu. O să mă împart și v-am spus, avem acum de luat, trebuie să le duc doamnelor de la logopedie ceva și la școală. La școală nu știu dacă o să le mai dau tuturor doamnelor, că le-am dus de, de 1 martie le-am dat. Dar mă voi duce eu vineri și să vedem ce, pentru cine o să iau, pentru, pe care dintre doamnele găsesc că nu sunt toate vinerea. Și da, o să vedem. Um, astăzi de gătit nu am mare lucru, că am făcut aseară un cușcuș pentru mine când am venit de la spital și am mâncat și mai am un pic. Um, am făcut și un piure de, de cartofi soțului am dezghețat niște pulpițe de pui și le-am făcut la oala la tefalu am pot, foarte ok au ieșit le-am prăjit întâi așa pe, pe ambele părți, de fapt toate părțile nu le-am prăjit foarte mult, cât să capete, așa, să capete un pic de crustă. Apoi am pus o cană mare de apă peste ele și le-am gătit la presiune pentru o jumătate de oră și au ieșit, se rup de pe, de pe os și am zis că să-i fac un mușdei de usturoi. Am făcut un piure și are ce să mănânce că mine de la muncă. Și vreau să mai fac un spanac cu mămăliguță și cu ou pentru noi, pentru după amiază. Lui Mati nu știu exact ce o să-i dau să mănânce, îi dau piorea acum și să vedem pentru, pentru diseară ce, ce îi dau. Că nici nu știu, mi-e și frică să-i dau orice, nici nu mănâncă orice. Astea le am făcut o bodincă de paste cu brânză, cum mi-a spus doamna doctor, i-am făcut-o la cuptor și am mâncat. Nu am mâncat foarte mult cât a putut el, dar mă bucur că am mâncat, că a avut poftă de mâncare și că a fost tot ok m-a liniștit când l-am văzut că a mâncat. Asta este. Mai trece și prin perioade de, de genul, sperietura pe care am tras-o ieri, doamne, sper să nu mai tragem prea curând și așteptarea aia, cât am așteptat analizele și cât suntem așa stresul ăla, doamne, deci te, te îmbătrânește cu 20 de ani o situație de genul, te termină psihic, și așteptarea aia, și soțul și când am plecat, au loc, că mai emoționai odată și pe moment am venit pe el, da, că mă duceam eu după doctor să-i spun, veniți că e bărbat, mi-o stresat, nu știu ce, cu Na, el era stresat, dar a fost așa un fel de a spune și eu am a... Amnit un pic pe el, am avut noroc, am găsit chiar și loc de parcare, m-am descurcat foarte bine pe acolo. E o străduță îngustă aici la EOMC și dacă nu găsești loc pe străduță apoi trebuie să ieși iar să te împuri, să te să printre blocuri, mira să nu parchezi pe locul cu cuiva, dar am găsit fix cum am intrat pe străduță în spate de tot, am găsit un loc, am parcat acolo, am luat un pic pe jos până la spital și am avut noroc că nu mai era loc până în față, chiar m-am uitat și m-am descurcat. Trebuie să te descurci în situații de genul câteodată devii așa agitat și mie mi-e frică de mine în momente din asta de trebuie să gestionez în momente de criză că nu știu cum reacționez și să nu mă pierd cu firea, dar mulțumesc domnului că am reușit să să mă stăpânești și să să mă descurc. Da, mutație, destul de ok fondul de ten. Nu e un fond de ten cu putere de acoperire foarte mare. Nu lasă nici dure, dure pe față. Se potrivește cât de cât și cu nuanța tenului meu, de fapt, destul de bine. Nu m-am dat nici cu anticiar când l-am dat și până sub ochi și vă că acoperă destul de ok. Aici mi s-a dus coșul. Mi-a rămas acum semn să se ducă. Momentan văd că nu mai am coșuri pe față decât urme, mici urme pe aici de la, de la coșuri. Da. Să vedem. Să le testez. Mă mm, cătușul s-a un pic. Da, cred că e și vina mea comandă cu fond de deasupra. Da, trebuie să învăț să fac și o codiție. Vă las și ne auzim mai târziu. Am intrat până în profi. Am luat un spanac de 500 de grame. spanac proaspăt, Am să fac, vreau să fac spanac și vreau să fac niște clătite cu spanac, să-i fac limati. Și mi-am luat, mi-am găsit lapte de cocos cu, dar vă că e cu orez. Nu știu exact cum e de la Alpro. Data trecută am avut migdale și cocos, a fost ok. Băutură din nucă de cocos, adaos de calciu și cocos cu orez. da, vedem cum o să fie mai fac un terș de ovăz, mai fac un altă și folosesc laptele vegetal. De la doi pași, cred că v-am arătat mai devreme, mi-am dat un covric din asta. De fapt, sunt doi covrici de la Velpitar cu, cu sare și iaurtul ăsta de la Cristin foarte bun. E fost iaurt mugura cremos și e gros așa și cremos foarte bun. Ok. Ăsta a fost 17 lei și ăsta... A, stați așa. Mi-am luat și o halva și pe toate asta am dat 30 de lei. Asta știu sigur că a fost 17 lei. Da, halva cu aromă de vanilie. Era la casă și mi s-a făcut poftă când am văzut-o.